Modernă și cu un aspect îngrijit și igienic, sala de sport a școlii gimnaziale Constantin Negreanu din Drobeta Turnu Severin a fost reabilitată la standarde europene. Datorită implicării autorităților locale din municipiu, elevii acestei unități de învățământ își vor putea realiza orele de educație fizică într-un mediu călduros și confortabil. În concret, această sală de sport nu a fost reabilitată de aproximativ 30 de ani și erau condiții total improprii pentru ca toți cei 300 de copii să-și desfășoare orele de educație fizică, în special în perioada sezonului rece. Investiția totală este de 220.000 de lei, banii proveniți de la bugetul local cu ajutorul viceprimarului municipiului Drobeta Turnu Severin, Daniel Cârjan. Copiii au început orele, s-au început să se facă sport aici. Orele de educație fizică și sport în această sală de gimnastică, în condiții de siguranță, accentuăm faptul că aici nu s-au mai efectuat ore de sport încă de anul trecut. Este un lucru bun, pentru că așteptau până la deschiderea sălii de gimnastică, în condiții de frig, deci mai făceau orele de sport în curtea școlii. Și părinții așteptau, sunt mai liniștiți, că ei își desfășoară orele în siguranță. Bun, acum am văzut că au și vestiare, au și unde se schimbe, toate condițiile. Toate condițiile. Reabilitarea acestei săli de sport este proiectul de suflet al viceprimarului Daniel Cârjan, care la rândul său a fost elev în cadrul școlii gimnaziale Constantin Negreanu. Acesta și-a dorit să ofere copiilor cele mai bune condiții. Iată că după aproape 3 luni de lucrări s-a finalizat și sala de sport la școala generală numărul 9, școala Constantin Negreanu. Pentru mine personal este un motiv în plus de bucurie, pentru că am fost eu elev al acestei școli și vă spun că de peste 30 de ani nu a existat nicio reabilitare la această sală de sport. Copiii făceau sport aici în condiții insalubre, era practic o magazie, nu avea nici încălzire, nu avea nicio dotare în care să fie importante pentru ca copiii să facă sport în condiții decente, în condiții de siguranță. Iată că am reușit prin alocarea în Consiliul Local unei sume de bani să reabilităm sala de sport a școlii generale numărul 9. Acum există și vestiare unde copiii poate să vină, să se schimbe, să vină pregătiți la orele de sport. Iar pentru mine cea mai mare bucurie este să văd copiii fericiți, copiii că sunt încântați de ceea ce am reușit să facem pentru ei, iar ceea ce am făcut aici o să încercăm să facem și la alte unități de învățământ din municipiul Drobeta Turnu Severin, astfel încât școala, sportul să fie prioritate. Sala de sport dispune de cele mai bune condiții. Modernizarea a constat în reabilitarea sistemului de încălzire, schimbarea pardoselii și înlocuirea cu una modernă, elastică, dar și una care să dureze mult timp. De asemenea, și în tot ceea ce înseamnă schimbarea geamurilor, zugrăveli, porți, dotării, vestiare, astfel încât lucrurile să funcționeze în condiții optime. Este un exemplu de cum trebuie să arate o sală de sport. Până săptămâna trecută, să știți că am stat afară. Condițiile nu erau chiar prielnice pentru ieșitul afară, adică ați văzut că au fost și puține grade. Iar de săptămâna aceasta, de luni, am început în sală, în fiecare zi mă întrebau când e gata, când e gata, când e gata, mai puțin, mai puțin, mai puțin. Așteptarea a luat sfârșit și am început să facem orele de educație fizică în sală. Iarna noi lucrăm la saltele, aveam nevoie de saltele noi pentru că erau neschimbate, cred că, 20 de ani. Nu aveam căldură, nu aveam lumină, acum e o sală nouă. Datorită implicării autorităților locale, înfățișarea încăperii, în care sute de copii practică sportul, s-a schimbat total. Susținerea educației este una din prioritățile primăriei Drobeta Turnu Severin, astfel că municipalitatea continuă investițiile în școlile din orașul nostru, în același timp susținând și programele pentru școlarii de la bugetul local, dar și printre proiecte cu fonduri europene. Obiectivul este ca toți elevii severineni să aibă parte de cele mai bune condiții pentru educație și să fie mereu în siguranță.